Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice din Făgăraș va fi scos la licitație. Operatorii privați interesați să gestioneze un astfel de centru trebuie să aibă în vedere că trebuie să facă dotări în acest spațiu, dar și să plătească o redevență la primăria Făgăraș de aproape 170.000 de lei pe an. Cu acești bani, edilii locali s-au gândit să asigure un număr de 10 locuri în azil pentru persoanele cu o situație materială precară, astfel încât vârstnicii să-și trăiască ultima parte a vieții fără grijă zilei de mâine. Servicii socio-medicale și de îngrijire, care sunt servicii de îngrijire, sprijin pentru igiena corporală și chestiuni de genul acesta, servicii de îngrijiri medicale primare, servicii de recuperare și reabilitare conexe domeniului social și medical, kinetoterapie, masaj, fizioterapie, psihoterapie și servicii sociale, găzduire pe perioadă nedeterminată, consiliere juridică, psihologică, socializare și activități de iosire. Să fii pensionar, să ai o pensie de mizerie și să fii singur pe lume este un sumbru scenariu al vieții. Pentru aceste categorii de făgărășeni mai mari orașului s-au gândit la o soluție. Realizarea unui centru pentru persoane vârstnice. Și dacă centrul este finalizat din punct de vedere al construcției, acum se fac pregătiri pentru deschiderea acestuia. Este vorba de scoaterea la licitație a centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din Făgăraș. În plus, pentru vârstnicii fără posibilități materiale, aleșii locali s-au gândit la o colaborare cu cei care vor gestiona centrul. Prin această colaborare, edilii vor ceda redevența pe care ar trebui să o primească de la operator, tocmai pentru a asigura cele 10 locuri. Noi am mers de la început pe ideea de a se autofinanța acest centru și ca să respectăm și legislația care prevede că orice concesionare trebuie să fie urmată de o redevență. Redevența, practic, pe care ar urma să o plătească câștigătorul licitației, se întoarce în asigurarea unui număr de cazuri sociale, atenție, de sociale, poate omul ăla n-are nici 3 milioane, nici 5 milioane, nici 4 milioane, dar cazuri grave, cărora nu le mai găsim rezolvare raza orașului. Și atunci, redevența se întoarce în această formulă, în plata serviciilor de cazare, să zicem așa, și întreținere pentru acele 10. Contractul de gestionare prevede o redevență de 168.000 de lei pe an. Această sumă este doar teoretică, pentru că nu va ajunge de fapt în visteria orașului, ci va rămâne tot la operator pentru asigurarea cazării a 10 persoane aflate în evidențele primăriei cu o situație deosebită. Restul locurilor, până la 48, vor fi ocupate de toți vârstnicii, care au posibilitatea să achite 1.500 de lei pe lună. În aceste condiții, nu este obligatoriu ca persoanele în etate să fie din Făgăraș. Rentabilitate sau o sumă necesară în contract de colaborare trebuie să fie undeva de la 1.500 de lei în sus. Ori din ce cazuri sociale avem noi, nu avem pensionari cu 1.500 de lei în sus în Făgăraș, în cazuri dificile, și atunci trebuie să-și găsească operatorul, bineînțeles, și din alte localități. Proiectul Centrului pentru Persoane Vârstnice din Făgăraș a fost demarat în anul 2007, iar în 2010 a început construcția acestuia. În cadrul azilului se vor asigura, pe lângă serviciile de îngrijiri medicale primare și servicii de recuperare și abilitare, conexe domeniului social și medical, kinetoterapie, masaj, fizioterapie și psihoterapie. Acum, reprezentanții primăriei îi așteaptă pe toți operatorii care doresc să gestioneze acest centru să se înscrie la licitație.